Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. Dragi prieteni, vreau să fac o partidă de noapte. Am venit pe zona asta. N-am mai fost aici, cred că de o lună și jumătate, poate și mai bine. O să merg să văd dacă locul este liber, pe care pescuiam eu noaptea. Trebuie să verific acel loc, pentru că este mult mai comod pentru mine. Am soarele în partea aia și cunosc foarte bine cum să mă așez acolo. De aceea am nevoie să îl găsesc liber. Dacă nu îl găsesc liber, nu e nicio problemă, căutăm altul. Dar eu sper să îl găsesc liber. Va trebui să ajung până acolo. Iată. S-a încălzit foarte tare înăuntru aici, am închis geamurile. E plin de insecte din lucerna asta. Când trec pe aici, ia uitați ce-i pe parbriz. N-aș vrea să intre în mașină, așa că va trebui să rabdă baba la frumos. După cum văd eu, se pare că nu este nicio mașină acolo, dar va trebui neapărat să ajung fizic pe loc, că e posibil să fie cineva pe loc, chiar dacă nu este mașina parcată aici. Și opa, ușor. Am aici un canal pe care îl trec. Dar e bine. Am trecut perfect. Văd că aici, eu credeam că această cultură este porumb. Surprinzător, nu este porumb. Este planta aia din care se face mătură. Iată. Deci spicul ăla. Da, fain, frumos. Aproape că am ajuns. Am să parchez și o să mergem până acolo ca să fim siguri de treabă. După care descărcăm și opa, va trebui să mă dau jos. Este un pietroi aici și nu vreau să risc să-mi lovesc ceva pe dedesubt la mașină, așa că voi coborâ. Am mai făcut eu istorie și iată. Nu vreau să mai am stricăciuni pentru 30 de secunde. Bun. Acolo voi parca. În locul ăla, pe care mergem în pădurice pe malul râului să vedem care e treaba. Eu nu mai întrerup filmarea, dar e timpul cât mă deplasez spre locul de pescuit. Voi da pe repede înainte că nu are rost, n-aveți ce să vedeți. Niște boscheți. Aici va trebui să fiu foarte atent. Locul este cam denivelat,
plin de șanțuri. Op. Nu vreau să-mi rămână masca pe aici. De la spoiler. Na. Aproape că am făcut-o manevra. Așa. Încă puțin. Și gata. Perfect. Din prima. Bun. Am să dau puțin mai în față că am de descărcat. Asta-i. Bun. Dacă am noroc și nu e nimeni, aici va sta toată noaptea. Sper să fie bine. Am să-mi iau și geaca cu mine. Așa. Nu ca să-mi fac reclamă, pentru că am logo-ul pe ea. Pentru că am documentele, tot ce trebuie în ea. Și nu se știe niciodată. Mai bine să previi decât să te trezești că dintr-o comoditate vine și sparge mașina și zice nu am bani. Eu nu merg cu bani la mine, dar documente, telefoane, ce mai am eu pe buzunare. Bun, haideți că de aici o dăm pe repede înainte, până pe locul de pescuit, ca să economisim timp. Dragi prieteni, se pare că am noroc. Am găsit locul liber. Am mai pescuit pescar pe aici. Foarte, foarte bine. Vreau să spun că în cazul ăsta nu am eu prea mult de curățat pe aici. După cum am arătat aici. Au fost și ceva mistrespii în zonă. Da, sper să nu mai treacă și noaptea asta. Da. Chiar mă bucur. Mă bucur că au mai pescuit. Pentru că au menținut curat. Ia uitați. Ce frumos. Bravo lor. Curățenie, să tot vii la pescuit. Nu ca în alte locuri, ți se face scârbă să te mai oprești. Bun. Nu rămâne decât să vin repede să mă instalez. După cum ați văzut, au crescut boscheți aici. De când n-am mai fost mai înalți ca mine. Da. O să nădesc fără să filmez. Am să încerc să prind curentul apei. Asta ar însemna undeva la 3 sferturi voi lansa. 3 sferturi de râu. Vreau să stau în curentul apei. Pentru că
Până acum au fost canicular. Nu am mai venit din diferite motive. A fost prea cald. Au mai fost prevăzute ploi cu gheață. Eu nu am vrut să risc. Avem o săritură de crap. Dacă aș putea să vă arăt și cum a făcut ochiul. Exact cum am spus eu, curentul apei. A plouat acum câteva zile. Am mari speranțe. Temperaturile au mai scăzut. Și după ploaia care a fost, a fost o ploaie liniștită în zona asta de două zile jumate, trei. Deci două zile jumate, trei a plouat în continuu. Cu siguranță s-a mai răcorit și apa și am mari speranțe. Sper ca în noaptea asta să fac treabă bună. Bun. Ne revedem înainte de lansare, după ce mă pregătesc, pentru că vine repede noapte. Așa că, la treabă. Gata, prieteni, într-un târziu am reușit să mă instalez bine. Am aici lansetele pregătite. Am nădit. Am minciocul acolo. Coada vine până jos, deci este la îndemână, nu cum au făcut unii comentariu că nu am minciocul lângă mine. E mereu lângă mine. Depinde de locație. Câteodată se vede în filmare, câteodată nu. Depinde cum filmez, cum e poziția camerei. Da, după cum se vede, iluminat perfect minicortul în așteptare unde era să stau eu. Aici am căldarea cu apă pentru a stropi peștele. Salteaua de primire instalația electrică. Acum să vă arăt și cum voi pescui. După cum am spus, pescuiesc în curentul apei. Profit că apa este o leacă crescută după ploaia care v-am spus și este curent. Așa că obligatoriu vor fac lung. Iată. Voi pescui pe firul de păr, porumb artificial și tiger nuts, forfac lung, iată-l cât e de lung, în jur de 91 metru, am plumb de 50 de grame, aici pe fiecare lansetă am pus câte un anti-tangle de o culoare diferită. Aici am alb, la cealaltă am roșu. Așa voi ști care și cum sunt pentru se mai întâmplă să ai ruptură și știu exact care din ele și pe care vad a fost. Da. Am și senzorii pregătiți pentru că e zgomot. Sunt orientați în partea de sus pentru că inițial voi lansa monturile în apă, după care îi reașez pe poziție. Nu rămâne decât să lansez monturile pe vadurile nădite și să vină și primul crap.
Eu sper să fie mulți. Am foarte mari speranțe. Cât am avut eu treabă pe aici și m-am instalat, am văzut foarte mult pești sărind, și mărunt și crapi. Mult. Așa că sper să se fie activat după ploaia asta. Haideți, ne revenim la primul deal. Prieteni, se pare că am ales greșit noaptea. Cred că e un festival undeva aici aproape. Bat ăștia în tobe ceva de groază. Ia, de când am început pescuitul, am lansat, după o jumătate de oră, a început balamucul. Eu totuși sper că o să se oprească din jurul orei 12. N-aș vrea să ratez toată noaptea. Na, acum... Asta e. Ia. Muzică. Asta îmi lipsea mie acum. Băi, băiatule. N-am avut nicio trăsătură. Am auzit o grămadă de crapi sărind aici. Chiar niște sărituri puternice. Poate totuși se opresc prietenașii ăștia. Sunt niște case aici aproape. Cred că la una din case. Se mai întâmplă. Aventuri la pescuit. Ne revedem la o trăsătură. Eu cred că o să termine, o să se culce până la urmă. Ei, dragi prieteni. Opa. A trecut noaptea fără nimic. Nici o captură, nici o trăsătură, nimic, nimic. Muzică, bătăi de tobe. S-au oprit acum pe la 4 dimineață. Da, iată. Captura de dimineață. Hai de mine. Nu știu. Mă gândesc să mai stau puțin acum dimineață. Poate reușesc să provoc o trăsătură de crap mai mare. O să îl eliberez pe
mustăciosul ăsta mic. Și mai încerc. Nu renunț. Bun, prieteni, cam asta a fost. Am început să strâng. Acum să vă spun părerea mea despre partida asta. După părerea mea, nu este o partidă ratată. După cum vă spuneam la începutul videoclipului, eu nu am mai fost din cauza caniculei și a vremii ploioase o bună bucată de timp la râu. În partida asta am prins o bucată din seara asta, dimineața asta și noaptea. Concluzia mea este următoarea. Trebuie să renunț la pescuitul de noapte pentru o perioadă. Am observat că peștele a fost cel mai activ în momentul când eu am venit la pescuit, adică seară. Ar trebui să fiu cu lansetele în apă până se înserează. Atunci este momentul când cred eu că peștele se hrănește bine. Iau în considerare că a fost cald, râul a fost foarte scăzut, au crescut foarte multe alge în apă. Peștele are cu ce să se hrănească. Nu duce lipsă de hrană. Așa că cel mai important lucru este să vii atunci când el se hrănește intens. Și după observațiile mele, seara, indiferent că pescuiești la plută, la feeder, la coșuleț, cam de la ora 5 până în 10 noaptea, ceea ce am observat eu. Eu așa am să fac. Deci a fost benefică partida asta. Nu e că n-am mai venit eu de mult timp și nu știe peștele unde să caute porumbul și tiger nuts-ul. Nu asta e problema. La câți pești am văzut eu aici, sărind? 1-2 trebuia să prind, indiferent cum era. La modul în care pescuiesc eu, trebuia să prind. Cel puțin în primele două ore. Nu s-a întâmplat. Ați văzut, am luat un mic ciortănaș. Acum dimineață. Asta am observat eu. Asta voi face de acum încolo. O perioadă. Am să vin după amiază la pescuit, pentru că asta e situația. Așa se întâmplă primăvara, vă mai spuneam eu și în alte videoclipuri. Primăvara de vreme, trebuie să pierzi o partidă, două, o zi întreagă, ca să vezi când
se hrănește el bine. Acum e început de toamnă, suntem în septembrie, așa că punct tochit, punct lovit. Exact asta trebuia să și fac. De acum știu ce am de făcut. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă salut, dragi prieteni. Ne revedem în următorul videoclip. Nu uitați să vă abonați și apăsați și butonul de like. Pe mine mă motivează foarte mult. Vă salut și numai bine!